Dar noi rămânem profund îngrijorați de acțiunile guvernului, pentru că această acțiune sau aceste acțiuni incluse în acest plan de susținere a romilor, niciun plan nu poate fi aplicat pe motiv că nu sunt alocate resurse financiare. Iar toate resursele financiare care pot fi alocate, apare o mare barieră sau o mare problemă, că guvernul se teme să aloce resurse financiare delegate oficial sau pentru romi, pe motiv ca să nu-și piardă electoratul. Dar în cazul în care nu vor fi găsite resurse financiare, noi vom trece și noi la proteste. Pentru că este imposibil ca vocea romilor să fie auzită în Republica Moldova și s-au scurs deja 20 de ani și vocea romilor nu se mai aude. Se face doar un document pentru a închide ochii romilor și a închide ochii Comisiei Europene. Cel mai mare problemă a romilor în Republica Moldova este problema educației și problema angajării. Pentru că angajat un rom nu poate fi din trei motive mari. Unu, că este rom născut în Republica Moldova. Doi, că este mai negru sau mai blond câteodată. Și apare momentul, de ce trebuie să facem pe... Eu mulțumesc colegului nostru Nicolae Rădiță de la Centrul Național al Romilor, pentru că a demonstrat că în Republica Moldova există discriminare prin hotărârea judecătoriei Rășcan, care a decis că domnul Plugaru a discriminat etnia română din Republica Moldova și este primul caz oficial demonstrat că în Republica Moldova totuși există discriminare. Sunt foarte multe momente când eu personal m-am ciocnit cu lucrurile. Tinerii romi n-au dreptul a intra într-un cafenea. Tinerii romi n-au dreptul a intra într-un bar, într-o sală de sport, biliar și așa mai departe. Vreau să zic că lucrurile astea ne-am ciocnit și nu odată. Sunt și înscrieri, sunt și lucruri care fixate, unde scris că lițăm țăganscă naționalnosti, в клуб не разрешается.